În primul rând, după meciul cu FCSB, unde jucând foarte bine am pierdut, practic șansele noastre care erau de ideile, gândurile noastre de a încerca, chiar dacă nu spuneam, de a lupta acolo sus pentru câștigarea titlului, s-au dus. Pentru că zic asta, pentru că anul trecut noi suntem echipa campioană, noi eram echipa campioană, sau suntem în continuare. Ne rămâne de acum încolo să ne luptăm pentru un loc de participare în cupe europene, începând cu acest meci, care cred eu că va fi un meci deschis, un meci și ei, o echipă foarte bună, sau toate echipele din play-off sunt echipe foarte bune, de o echipă care joacă fotbal, care vrea să joace fotbal, agresivă, trebuie să facem ambele faze la fel foarte bine. Ne așteaptă un meci dificil, deschis, oricărui rezultat, pentru că și noi mergem acolo să luăm cele trei puncte. Acesta e gândul nostru, să jucăm, să luăm cele trei puncte. Nu așa cum am jucat în campionat, chiar dacă am luat trei puncte, eu zic că ei au avut controlul meciului, au dominat meciul. Noi am speculat ocazia care am avut-o sau ocaziile care le-am avut și am câștigat meciul. De data asta trebuie să avem mai multă personalitate și să jucăm, să câștigăm. Chiar dacă Sepsi e foarte puternic acasă, știe fotbal și va fi foarte greu. Dar mergem încrezători. Am făcut două meciuri foarte bune în play-off, de nivel, așa că sper să și vineri să avem același nivel care l-am avut înainte. Și bineînțeles că ce s-a întâmplat cu FCSB-ul se poate întâmpla din 10 meciuri. Unul să pierzi, restul 9 poți să le câștigi. Așa că dacă repetăm jocul foarte bun care l-am făcut, eu zic că avem șanse să câștigăm. Băluță e accidentat, din toți continuă refacerea lui. Restul avem toți disponibil, dar o să optăm pentru 20 de jucători care să plece cu noi la o deplasare și atunci nu o să ne ducem cu toți acolo, o să mergem cu când ne permite pe foaie să mergem cu jucătorii acolo. Restul rămân acasă. Niciodată nu mă sunt preocupat de statistici, pentru că ele sunt în spate. Da, te uiți, poți să privești, poți să analizezi, mai bine zis, lucrurile, dar important e că trebuie să fim motivați și să știm că în față trăim o echipă foarte bună. Trebuie să facem ambele faze foarte bine ca să putem să câștigăm meciul, mai ales că jucăm în deplasare la ei și la ei. De fapt, și la noi și la ei totdeauna au ieșit meciuri foarte bune. Sunt doar trei puncte de locul 3, care teoretic deschide drumul pentru Europa. De aceea și început așa conferința, pentru că cred eu că mai sus de participare în cupe europene, să sperăm, dacă mergem foarte bine, dacă câștigăm meciuri, mai mult e departe ce a fost probabil până după meci, aveam, chiar dacă nu vorbeam, chiar mă gândeam la acest lucru, dar dacă câștigam cu FCSB, eram acolo. S-a spus că Ionuț cu jocare e surpriza la acestei părți, acestei părți. El a jucat și Gustavo, a jucat și Cojocaru. De la începutul play-off-ului, am zis că o să venim cu tineri pe fiecare compartiment să aducem câte un jucător tânăr, pentru că deja au 8-9 luni cu noi, sunt adaptați și trebuie să le dăm oportunitate, așa cum au avut și ceilalți oportunități, trebuie să le dăm și lor oportunitate să joace, pentru că trebuie să arate dacă sunt foarte buni, dacă merită să continue cu noi sau nu, și cine prinde șansa și o ține de ea, atunci cu siguranță că o să-i vedeți și la anul cu noi. Ne interesează rezultate, să producem, să câștigăm. Fiecare meci să-l câștigăm, jucăm numai la asta, că aceasta e mentalitatea, așa vă spun
de când stau cu voi de vorbă, că vrem să câștigăm fiecare meci, după aia de a dori până a putea. Bineînțeles că trebuie să fim atenți la lucrurile care le facem, iar jucătorii să dea maxim, cei care intră trebuie să fie 100%, nu 99%, 100% conectați, să dea maximum și să câștige meciul. Toate echipele din play-off sunt, foarte, foarte bune. Cred eu că joacă un fotbal bun. Ambele fazele, cât de cât, la nivelul României. Ținem cont de lucrul ăsta, că suntem aici, vorbim de echipe din România și atunci cred eu că suntem echipe bune. A ieșit meciuri frumoase, toate meciurile sunt interesante, așa că, mai ales și vorbind de noi și ei, totdeauna au fost meciuri deschise, meciuri frumoase, pentru că ambele echipe vor să joace fotbal.